Salut! La vița de vie nobilă, plantată în această primăvară, am făcut o mulcire cu iarbă, iar în prealabil am tăiat o bucată de geotextil de 40 pe 40 cm și am așezat-o în jurul plantei, în jurul viței tinere. După care, iarba proaspăt cosită din grădină, am luat-o și din aceasta am format un cerc, ca o coroniță, ca un cuib, în care vița de vie este punctul central și de jur împrejurul ei avem iarbă cosită. Iarba cosită se va transforma în mulci, se va usca, va fermenta, se va descompune, iar azotul va hrăni noile plante. Așa arată după o zi stratul de iarbă gros pe care l-am pus în jurul vițelor. Vițele astfel protejate se vor dezvolta mai bine, pentru că iarba, mulciul din iarbă, va asigura atât aportul de azot, cât și va fi un scut împotriva încălzirii excesive a pământului. Va ține umbră, va păstra umiditatea în sol și nu în ultimul rând, acest strat de iarbă verde cosită, acest strat de mulci, este o barieră împotriva dezvoltării buruienilor. Așa că avantajele sunt multiple, spun eu, și destul de eficiente. Este un procedeu simplu și eficient pe care eu deja l-am testat în grădină și mă declar mulțumit de el. Încercați și voi, este o modalitate, o alternativă viabilă și ieftină în grădină. Mulțumesc pentru vizionare!